ar fi promis unei persoane un permis de conducere în schimbul unei sume semnificative de bani, dar planul i-a fost dat peste cap de către ofițerii anticorupție. Un bărbat din Bălți a fost reținut și este cercetat de Centrul Național Anticorupție într-un dosar de trafic de influență. Potrivit datelor prezentate de oamenii legii, suspectul i-ar fi propus unui candidat să obțină mai ușor permisul de conducere de categoria B, iar în schimb ar fi cerut 1000 de euro. Mai exact, bărbatul susținea că are influența asupra funcționarilor publici din cadrul secției înmatriculare vehicule și documentarea conducătorilor auto Bălți și că îi poate determina să favorizeze candidatul la proba practică pentru obținerea permisului de conducere. Așa, nu e problemă. Și vreau să mă numerești cum cu asta, cu examenul cu mașină. Eu mă întreb, mă întâlnesc cu dânsul, pe urmă el îmi lămurește tot și școală. În cele din urmă, candidatul l-a denunțat pe bărbat la CNA și a transmis banii suspectului sub controlul autorităților. Prin urmare, bănuitul a fost reținut pe un termen de 72 de ore imediat cum a preluat banii. În prezent, Centrul Național Anticorupție desfășoară acțiuni pentru a stabili și alte persoane implicate în acțiunile ilegale și pentru a le atrage la răspundere penală.